până în anul 2020, cererea va continua să crească. Simultan se manifestă și penuria de resurse, ceea ce va determina o forțare, în sensul în care pe unitate de energie noi trebuie să obținem un efect mai mare, adică să creștem productivitatea. În anul 2020, oferta alimentară va fi deficitară, neputând să răspundă unei cereri tot mai mari de alimente din partea populației crescânde a planetei. Deși se vor găsi soluții de contrabalansare, presiunea asupra ecosistemelor va continua, deteriorarea lor fiind astfel inevitabilă. În anul 2020, numărul tehnologiilor este în continuă creștere. Acesta penetrează sisteme și domenii vitale, conduc și generează o dependență de tehnologie. Până în anul 2020, va crește populația globală, concomitent cu creșterea educației privind responsabilitatea individuală și implicarea socială. În anul 2020, emisiile de gaze cu efect de seră vor avea un nivel mai ridicat, datorită continuării trendului de industrializare și a creșterii consumului. În anul 2020, crizele sistemice, cel speculativ, datoriile publice, conduc la creșterea economiei alternative, în același timp cu perpetuarea sistemelor deja existente. În 2020 vom continua să înregistrăm un deficit de guvernanță crescut, ceea ce înseamnă automat o slăbire a rolului statului. Vom putea vorbi despre o putere a societății civile, însă nu de a ajuns de mare pentru a contracara puterea corporațiilor. Până în anul 2020, datorită presiunilor exterioare ale tehnologiei și societății de consum, modelul de viață al hiperconsumului se va extinde din ce în ce mai mult în rândul populațiilor din țările emergente. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.